La sfârșitul lunii decembrie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, erau înregistrați peste 10.000 de șomeri, din care 4.178 femei, rata șomajului fiind de 6,27%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,23%, în această lună, acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,04%. Din totalul de 10.138 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM OLT, 1.547 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 8.591 erau șomeri neindemnizați. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural, 8.049 și 2.089 sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel. Șomerii cu studii primare, gimnaziale și profesionale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM OLT, peste 80,70%, urmat de cei cu studii liceale și postliceale, 18,78%, iar 10,10% au absolvit liceul. Șomerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 8,68% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 0,5%.